Bună tuturor! Numele meu este Silvia, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, unde obișnuiesc să distribui videoclipuri despre alimentație vegană, despre dezvoltare personală, parenting, sănătate, sport, despre tot ce înseamnă echilibru în viața noastră, astfel încât să trăim împliniți și fericiți. Eu sunt un omuleț pasionat de un stil de viață sustenabil și astăzi îmi beau cafea alături de voi. Este călduță tocmai perfect pentru prima zi din iarnă, dacă la mine este 1 decembrie când filmez acest podcast. Așa, deci să începem cu subiectul nostru de astăzi. Mai exact, astăzi o să vorbim despre această carte minunată care mi-a schimbat pentru totdeauna, dar pentru totdeauna, felul în care mă hrănesc eu. Mai exact, m-a învățat cum să mă hrănesc și nu doar să-mi suplinesc stomacul. Este vorba despre Enzima Miracol. Această carte este scrisă de doctorul Hiromi Shinya. Am tot căutat pe internet cum se citește numele lui, nu știu exact dacă se citește Hiromi Shinya, dar nu am găsit o informație în acest sens și atunci o să spun așa cum se scrie. Doctorul Hiromi Shinya este un specialist în gastroenterologie, da, el a inventat chirurgia colonoscopică, a tratat peste 300.000 de oameni și asta doar prin modul direct, da, în modul direct a tratat acești oameni, dar este pur și simplu o enigmă câți oameni a tratat prin modul indirect, așa cum a făcut-o cu mine prin intermediul acestei cărți. Dar cert este faptul că lucrările lui au fost traduse în mai multe limbi, răspândite în mai multe țări, iar în țara lui de origine această carte a devenit un bestseller adevărat și nu în zadar, pentru că aici am descoperit foarte multe informații prețioase. Acest om minunat activează fizic atât în Japonia cât și în America. După cum vă sugerează și titlul videoclipului de astăzi, o să începem topul sfaturilor din această carte pe care le-am pus eu în aplicare. Da, înainte de a începe acest top, vreau să vă spun că cartea respectivă eu am primit-o cadou, da? Am primit-o cadou de la niște oameni frumoși, deci pot spune că de la ei s-a început totul, datorită lor am aflat ce înseamnă alcalinitate, aciditate, radicalitate și așa mai departe, după care mi-au oferit această carte și multe alte cărți care să-mi ajute la întărirea cunoștințelor, da? Ca să nu reasă oarecum că îi ascult pe ei sau pe oricare altul, dar mi-au oferit aceste cărți unde un specialist în vârstă de peste 80 de ani, mai exact 86, vorbește destul de clar pe înțeles oricui. Oamenii despre care vorbesc sunt dăruitori de apă, apă vie, apă bună, apă naturală, apa Kangen. Și cu apa Kangen vom începe topul sfaturilor oferite de Hiromi Shinya, da? Pentru că în cartea lui se menționează această apă. Doctorul Hiromi menționează în cartea sa apa Kangen și ne spune mai exact beneficiile consumului acesta, la fel cum să o consumăm, când să o consumăm. Astfel, aplicând sfaturile lui din carte cu exactitate, ăsta este primul sfat, da? Aplicând acest sfat al lui legat de apă, mi-am creat un oarecare ritual de care mă țin în fiecare dimineață, sau cel puțin mă strădui ca să fie așa fiecare dimineață, da? Mai pot fi și câteva excepții. Dimineața când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să mă relaxez puțin în pat, da? Nu mă trezesc și imediat masculat din pat, mă relaxez așa puțin în pat, mă bucur de chipul copilului meu, mă uit spre geam, mă bucur de soare, mă bucur de faptul că s-a început o nouă zi, după care beau un pahar generos mare de apă, da? Pe stomacul gur, beau apă. Nu pot să mă trezesc din somn, să plec la drum hop așa, fără ca să mă hidratez, da? După care m-am hidratat, evident că urmează ritualul de la baie, da? Rutina zilnică. Oarecum partea asta fiziologică, nevoile fiziologice sunt un subiect tabu în rândul oamenilor, da? Voi vorbi fără nicio reținere despre, pentru că acest aspect este cel mai relevant privind sănătatea noastră, da? El ne dă niște semnale. Ca să fie mai clar la ce mă refer când zic nevoile fiziologice, da, mă refer la fecale. Vă spun că în fiecare dimineață neapărat îmi fac toate nevoile fiziologice, da? Am spus, ăsta este un aspect relevant privind sănătatea noastră. Doctorul Hiromi Shinya menționează în cartea sa că fecalele sunt un indicator la felul în care ne hrănim noi, în ce stare este corpul nostru și așa mai departe, da? Și cam ăsta este primul lucru pe care îl fac dimineața, da? Apă, nevoile fiziologice, rutina, spălarea, dinții, fața, toate. Deci e perfect dacă reușiți dimineața să faceți și un duș, nu doar seara. După ce fac tot acest ritual, senzația este minunată. Deci eu spun, am o senzație superbă, o senzație minunată de curat la interior și curat la exterior. Da? Deci mă simt minunat, este minunat senzația asta de curat, respirație curată, miros curat. Da? Pentru că respirația și mirosul, deci toate astea sunt la fel un indicator al sănătății. Da? Mulți dintre noi probabil au trecut prin situații în care poate respirația era urâtă în gură sau poate constipație. Da?
Dimineața este normal oarecum să avem poate un gust neplăcut în gură, da, după ce am stat o noapte întreagă cu gura închisă, dar nu este normal ca această senzație de miros urât să fie întreaga zi. Chiar dacă ți-ai spălat dinții, chiar dacă nu știu ce, să persiste mirosul ăsta urât, da? Și constipația la fel. Poate mai sunt episoade în viața fiecărui om, dar nu este normal să fie constant. Atunci când bifez acest ritual dimineața, după ce m-am făcut tot, eu sunt pregătită să încep o nouă zi, doar așa sunt pregătită să fiu activă, să plec, nu știu, să plecați unde vreți voi, la serviciu, la unde o fi, da? Și când vorbesc despre cuvântul curat, ce înseamnă de fapt cu adevărat curat? Cu adevărat curat înseamnă alcalin, cât mai departe de radicali liberi, cât mai departe de mâncarea acidă și mulți alți factori acizi din viața noastră. Așa, ce înseamnă alcalin și acid? Că tot vorbim despre sfatul numărul 1, că nu degeaba vă vorbesc despre curățare și așa mai departe, pentru că tot acest proces are loc doar cu ajutorul apei, da? Apa joacă un rol esențial. Ca să vă spun, apa alcalină ne curăță mai bine decât orice săpun, da? Ne lasă pielea catifelată, ne hidratează, da? Pentru că și apa de la robinet cu care ne spălăm știți foarte bine ce conține, conține chimicale, conține clor și multe altele. Ce înseamnă de fapt apa alcalină, apa acidă? Apa se cataloghează în funcție de nivelul pH-ului, da? Ce e sub 7 se numește acid, ce este peste 7 pH 7 este alcalin, iar 7 este neutru, da? pH este un indicator al nostru în momentul în care am aflat acest lucru. Eu am început să citesc ambalajele sticlelor, am început să citesc peste tot, să văd ce nivel de pH și oarecum am observat în comerț că pe sticlă acolo cam în medie toate au 7,5 și parcă te gândești că este neutru și este ok, dar nu este, nu stau lucrurile chiar așa. Să fim foarte atenți că alcalinitatea poate să fie creată printr-un mod artificial, da? Există două moduri prin care un produs, o apă sau ce-o fi, este alcalin. Primul mod este ăla natural, că nu știu, când ai luat direct de la sursă, spre exemplu apa, ai luat-o direct de la izvor, așa, ea este alcalină, da? Și mai există și o altă metodă prin care se poate obține o apă alcalină, este de a introduce niște substanțe de sinteză chimică, da? Cu ajutorul substanțelor de sinteză chimică putem să ridicăm nivelul pH-ului din apă, da? Este imposibil ca o apă să fie alcalină un an de zile, da? Ea este bună de băut, este alcalină și vie, doar în momentul în care noi am luat-o direct de la sursă, am turnat un pahar și am băut-o. E evident că noi nu avem izvor lângă casă și atunci există acest aparat care produce apa Kangen, despre care vă și vorbesc acum. Ca să înțelegeți mai bine cum funcționează treaba cu apă, ea fiind incoloră, fără gust, fără miros, este destul de dificil să ne dăm seama când o apă este bună și când nu este bună, da? O să vă dau drept exemplu un măr, da? Fructele, legumele sunt un indicator foarte bun atunci când e vorba de oxidare, da? Pentru că ce înseamnă de fapt pH negativ, ce înseamnă acid, ce înseamnă oxidarea asta, de fapt, înseamnă contactul cu mediul înconjurător, cu aerul, cu soare și mai departe. Luați un măr, îl puneți pe masă, îl tăiți în două și lăsați acolo. În prima fază ce? Este alcalin, este proaspăt, este delicios, da? Ce se întâmplă cu el după ceva timp, lăsându-l așa pe masă? Ce se întâmplă cu el? Se oxidează, nu? Devine de o culoare maronie, neagră și așa mai departe, da? Dacă îl lași acolo și mai mult timp, el se strică, deci s-a oxidat. Același lucru se întâmplă și cu apa, doar că noi nu ne dăm seama pentru că ea nu are gust, nu are miros. Sunt cazuri în care îți poți da seama, spre exemplu, dacă ai luat o apă de la izvor și ai lăsat-o pentru câteva săptămâni acolo în sticlă, în mașină, pe undeva, poți observa că pereții, oarecum pe pereți, a lăsat așa o culoare gălbuie sau versuie, mai sunt cazuri de acest gen. Dar nu toate apele dau astfel de semne și atunci bem o apă care pur și simplu nu ne hidratează. Ne hidratează într-o oarecare măsură, dar nu pătrunde în celulele noastre așa cum o face apa alcalină. Cam asta explică și Hiromi în cartea sa, doctorul Hiromi, da? El explică în cartea sa ce înseamnă alcalin, ce înseamnă acid, când trebuie să bem apă, cum trebuie să bem apă. El spune că trebuie să bem apă cu 60 de minute cam înainte de mâncare. Mie mi se întâmplă să beau și puțin mai devreme, dacă simt nevoia, mereu am apa la îndemână și mereu beau destul de multă, pentru că așa simt că îmi curăț organismul, mai ales dacă beau, uite, acum un cafea. După asta, cu siguranță, s-am nevoie de câteva pahare de apă și înainte de asta, la fel, am băut apă. Deci, pe scurt, așa, rezumat la sfatul numărul 1 oferit de Hiromi, este faptul că alcalin sănătos este tot ceea ce e proaspăt direct de la sursă, da, fructul cules din copac. Acum să trecem la sfatul numărul 2 oferit de Hiromi și Neam. În cartea sa, el scrie că corpul nostru are o capacitate miraculoasă de a se vindeca singur. El a studiat acest subiect de nenumărate ori în larg, pe toți pacienții, a studiat și a ajuns la concluzia că enzimele din corpul nostru se creează ca reacție a necesităților pe care le avem. Da? Corpul nostru funcționează astfel încât să ne mențină pe noi
sănătoși. Medicina actuală, oarecum se studiază și funcționează în așa fel de parcă fiecare parte din corpul nostru este independent, corpul este studiat ca o mașină. Pe când, de fapt, fiecare parte din corpul nostru depinde de celelalte, da? Părțile corpului nostru sunt interdependente și ele trebuie să colaboreze între ele ca să se creeze o armonie. Asta e interconexiune dintre interiorul și exteriorul nostru. Enzima sursă are sarcina de a menține homeostaza, adică echilibrul din organismul nostru. Alcoolul, tutunul, drogurile, stresul sunt doar o parte din acele obiceiuri ale noastre care ne epuizează enzima sursă, da? Deci, practic, foarte mulți oameni își epuizează această enzimă pentru viciile lor, nu pentru sănătatea lor. Doctorul menționează în cartea sa că instalarea unor obiceiuri sănătoase, pe termen lung, ne poate asigura o viață fără de boală, fără ca să ne îmbolnăvim vreodată și să murim la bătrânețe într-un mod absolut natural. Astfel, Hiromi scrie în cartea sa că ar fi bine să înlocuim vechea zicală cu mâncați, veseliți-o și beți că mâine o să muriți, cu mănâncă și bea cu înțelepciune ca să fii vesel și azi și mâine. Hiromi ne recomandă să ne bazăm mai mult pe obiceiurile noastre zilnice și nu pe medicamente. Da? Studiind acest lucru în amplu, eu am renunțat la ideea de medicamente, la viața mea am luat doar paracetamol probabil și un strepsils, poate acum câțiva ani de zile. Acum da. Să trecem la al treilea sfat, da? Sfatul numărul 3 oferit de Hiromi și este să fim atenți la consumul de proteine. Da? Este de actualitate acum că trebuie să consumăm multe proteine, mai ales în special așa persoanele care practică sport, da, proteinele. Dar el ne atenționează ce se poate întâmpla în cazul în care consumăm un exces de proteine de origine animală. Proteinele de origine animală, în primul rând, sunt un produs acid, care creează toxine în corpul nostru și ne distrug ADN-ul, iar celulele pot deveni canceroase. La fel, proteinele de origine animală, în multe cazuri, creează o alergie în corpul uman, în special când e vorba de lapte, de ou. Un adult, de fapt, nu are nevoie de lapte, de lactate, de origine animală. Proteinele de origine animală solicită în exces ficatul și rinichii. Da? Un consum foarte mare de proteine de origine animală și de zahăr ne solicită și necesită niște cantități foarte mari de magneziu și de calciu, ceea ce duce la insuficiență de calciu în organismul nostru. Astfel, intestinul și stomacul capătă alte caracteristici decât cele pe care le-am avut noi când proaspăt ne-am născut. Da? Noi ne naștem cu un stomac frumos, curat, în măsură ce consumăm aceste toxine, pereții stomacului nostru capătă alte nuanțe. De tu știi cum arată stomacul tău la ora actuală? Majoritatea oamenilor nu știu, pentru că oamenii sunt interesați mai mult de exteriorul lor decât de interior, da? Mai cu seamă tinerii, da? Tinerii nu se interesează de interiorul lor, pentru că, na, sunt tânăr, sunt sănătos, de ce aș fi bolnav? Astfel, majoritatea oamenilor încep să-și facă griji pentru interiorul lor atunci când efectele încep să apară la exterior. Cum să trecem la sfatul numărul 4? Hiromi spune în cartea sa că toate medicamentele sunt străine organismului nostru. Cineva o să-mi spună mie că nu sunt un doctor sau un specialist să mă dau cu părerea, dar gândiți-vă logic. Cum poate un produs conceput de către oameni în laborator să fie super benefic pentru oameni? Cum? Noi oamenii nu am fost făcuți în laborator. Pe noi ne-a făcut mama natură, da? Eu cel puțin pe pământul ăsta am venit într-un mod absolut natural. Printr-un mod în care nu a fost inventat de către oameni, da? Și cum poate ceva inventat în laborator de către niște oameni care pot greși la fel cum greșesc și eu, la fel cum greșim toți, să inventeze ceva care pe mine m-ar putea face sănătoasă? Asta spune și doctorul Hiromi Shina, da, un doctor care are peste 86 de ani. Evident că sunt situații în care pe noi medicina ne ajută și ne salvează. Sunt situații în care avem nevoie de o operație, sunt multe situații. Dar de ce se ajunge în acest punct? De ce se ajunge să avem nevoie de operații și de medicamente? Se ajunge tocmai din motivul că nu avem obiceiuri sănătoase. Poate am avut un accident sau ceva la naștere sau mă rog, adică sunt tot felul de situații în care noi ajungem să apelăm la ajutorul medicinei. Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă noi am creat niște obiceiuri sănătoase și absolut naturale.
Hiromi explică în cartea lui impactul medicamentelor asupra corpului nostru, dar eu o să vă spun pe scurt niște lucruri pe care le știam înainte ca să citesc această carte. Este faptul că, citind prospectul unui medicament, îți dai seama că efecte adverse sunt mult mai multe decât beneficii, da? Eu mi-amintesc cum am fost la pediatru cu Sofia, mi-a prescris antibiotice și pe lângă antibiotice încă un set de medicamente care să prevină niște efecte adverse create de antibiotice, da? Dau drept exemplu antibioticele, dar sunt și multe alte medicamente. Cine să deschid acel prospect și să fiu șocată de câte efecte adverse pot apărea. Evident că aceste efecte nu apar peste noapte. Consumând medicamente, ele se depun, se depun, se adună, se adună și apoi te trezești bolnav. Dar sunt situații în care efectele adverse pot apărea peste noapte. Da? Sunt foarte multe cazuri în care oamenii pot muri din cauza unor medicamente, din cauza unor vaccinuri. De exemplu, de ce medicamentele nu vindecă cancerul? Hiromi spune în cartea sa că, nu o să mai menționez că Hiromi spune, o să vă spun pur și simplu direct fără ca să spun asta, fiindcă tot ce vorbesc eu astăzi este din această carte. Medicamentele împotriva cancerului consumă această enzimă sursă, da? Cartea se numește Enzima Miracol. Medicamentele împotriva cancerului au scopul și rolul de a ucide celulele canceroase. Pe lângă celulele canceroase, aceste medicamente omoară și celulele normale, da? Ceea ce nu este ok pentru organismul nostru, dacă e să ne gândim logic, fără ca să fim medici profesioniști, da? Ne omoară și celulele sănătoase și canceroase și tot. Și ca să închei sfatul numărul 4, voi spune încă o dată pe scurt că medicamentele sunt absolut străine corpului nostru. Am ajuns la cel de-a cincelea sfat cu care o să și încheiem topul sfaturilor de astăzi. Al cincelea sfat este despre cele 7 reguli de aur ale lui Hiromi Shinya. Practic este rezumatul acestei cărți. Prima regulă de aur, dieta noastră să fie alcătuită din minim 85% origine vegetală. Altă regulă de aur este apă bună. El pune accent pe apă bună. Eliminarea regulată. Da? Am vorbit despre constipație, am vorbit despre fecale, la asta se referă și el. Eliminarea regulată, în fiecare zi îți faci nevoile fiziologice. Și ți fizice, da? În fiecare zi trebuie să fim activi. Odihnă de minim 6 ore, 8 ore de somn. Respirația și meditația. A 7-a regulă de aur este bucuria, iubirea. Iubiți, iubiți în fiecare zi, îmbrățișați-vă și înconjurați-vă de familie, de prieteni. Dragilor, fiecare propoziție din această carte este absolut prețioasă. Fiecare propoziție am citit-o cu drag. Eu am expus aici doar o parte din întreaga carte, doar o părticică chiar, o părticică foarte mică. Ca să înțelegeți în larg și în lat și din tot, vă recomand cu mare drag să o citiți. Da, ca să o Eu înțelegeți. sper că acest mini-rezumat o să vă ajute pe voi să vă trăiți o viață fericită și împlinită, începând chiar din această clipă. Vă mulțumesc dacă v-ați stat până la final și vă doresc să aveți o zi minunată, o săptămână minunată, un an minunat, o viață sănătoasă. Pa, pa!